30 de primari și viceprimari din județul Gorj au fost prezenți în data de 18 mai la seminarul Cadrul Legislativ privind buna practică și funcționarea Serviciului Public Asistență Socială la nivelul unităților administrativ-teritoriale, organizat de Colegiul Național al Asistenților Sociali, sucursala teritorială Gorj, în parteneriat cu Consiliul Județean Gorj, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, Prefectura Județului Gorj, AJPIS Gorj, Direcția de Sănătate Publică, Ter de Om și Asociația pentru Incluziune și Dezvoltare Socială Gorj. Am venit la dumneavoastră aici la Gorj cu mare bucurie pentru a ridica, cum am spus, Gorjul în picioare pentru asistența socială. Este o întâlnire programată cu primarii, cu edilii locali pentru a discuta despre importanța și necesitatea angajării asistenților sociali la nivel local, în cadrul primăriilor locale, unde, din păcate, și în Gorj, dar și în alte județe, se preferă angajarea persoanelor cu atribuții în asistență socială, persoane cu meserii respectabile, de altfel ingineri, medici, juriști și așa mai departe, însă nu asistenți sociali pregătiți pentru și echipați cu competențe, expertize pentru a rezolva problemele sociale de la nivel comunitar. Sunt peste 80 de asistenți sociali în județul Gorj care au aviz de exercitare a profesiei de asistent social. Din păcate, dintre cele 80 de primării, 80 de comune din Gorj, doar 10 au angajați asistent social cu studii superioare. Avem la nivel național peste 36.000 de absolvenți de asistență socială, doar 7.000 lucrează în domeniu. Mare parte din acest motiv nu sunt angajați la nivel local. În cadrul serviciilor publice de specialitate nu este dezvoltată rețeaua rurală de asistență socială și aici ar trebui intervenit și conștientizat la nivel național dezvoltarea rețelei și angajarea asistenților sociali. Prin conștientizarea autorităților locale, a primarilor, despre importanța asistentului social. Acolo sunt adevăratele dureri, suferințe la nivel local, acolo sunt oamenii cu probleme. Este mult mai ușor și mult mai economic și mult mai eficient din punct de vedere economic să investim în angajarea unui asistent social în servicii de prevenire decât să tratăm ulterior adevărate drame și probleme sociale, patologii sociale care ajung la nivel județean, la direcții de asistență socială sau în cu totul alte servicii specializate. Da, legislația ce spune? Autoritățile pot să angajeze o persoană fără studii și să nu angajeze o persoană fără autoritatea, studii? Legea obligă practic autoritățile locale să angajeze asistent social. Din păcate, legea funcționarului public dă această portiță ca pe posturi de funcționar public să angajeze persoane cu atribuții. Este un obicei nefast preluat de multă lume la nivel local din diverse motive. Interese locale. Legislația complementară este greșită din acest punct de vedere. Da. Care este rolul asistentului social și de ce trebuie să fie el licenția ca să asigure cele mai bune lucruri? Asistentul social pentru asta este pregătit pe băncile facultății să intervină în mod eficient, profesionist, în rezolvarea cazurilor, problemelor sociale de la nivel comunitar. Violențe, abuz asupra copilului, neglijare, abandon, alcoolism și așa mai departe. Deține cunoștințe necesare, expertiza pentru a preveni și rezolva la nivel local astfel de probleme. Merge în familii, în comunități, discută cu oamenii, informează, dar trebuie susținut logistic, tehnic, financiar de către primărie. Nu avem altă soluție, din păcate, la ora actuală. La nivelul județului Gorj, majoritatea primăriilor nu au angajați asistenți sociali licențiați. Avem angajat un funcționar public care răspunde de asistența socială. Este o persoană care are o școală post-liceală privind asistența socială, nu este cu studii superioare de specialitate. Ce calificare are această persoană? Este jurist de profesie și asistent social în urma absolvirii școlii post-liceale. Ați auzit mesajul dat aici autorităților, angajați oamenii specializați în domeniul cu studii. Veți face acest lucru? Vom căuta ca persoanele care sunt desemnate să facă aceste lucruri în compartimentul de asistență socială să se specializeze, să facă studii conform cerințelor. Dar când ați scos postul la concurs, nu a venit o persoană cu licență sau care este? Nu s-a prezentat nicio persoană cu studii superioare de specialitate. Acesta este motivul pentru care ați ales
Sigur, atunci când am impus condițiile de angajare, n-a fost, știind că sunt puține persoane care au aceste studii, n-am pus condiții să aibă, nu, acest... Sigur, legislația a permis la vremea respectivă ca persoanele care se înscriu la concurs nu li se pun aceste, să li se impună aceste condiții de înscriere la concurs. Deci legea vă permite și ați făcut uz de acest lucru. Vreau să știm dacă face față juristul pentru anchetele sociale, pentru a ajuta oamenii cu probleme din afară? Sigur că da. Lucru acesta se dovedește prin faptul că nu avem probleme la nivelul localității privind asistența socială. Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, a fost prezent la seminar asigurându-i pe asistenții sociali de sprijinul său. Vă spun și eu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Am acceptat propunerea de a fi co-inițiator la această acțiune cu mare drag, pentru că domeniul asistenței sociale pentru noi ca autorități publice județene, cât și pentru autoritățile publice locale, e un domeniu prioritar. Sigur, vă rog la bun început că este un pas. Seminarul de astăzi trebuie continuat prin acțiuni clare, concrete, iar prezența domnilor primari aici, alături de noi, este un prim semn, pentru că vom continua să colaborăm și, de ce nu, pentru a pune în practică ceea ce ne-am propus noi în programul de guvernare. Și atât o să vă spun astăzi, trei domenii în care trebuie implementate în perioada 2017-2020. Dezvoltarea și implementarea unui program național privind formarea profesională a personalului din domeniul asistenței sociale și asigurarea în fiecare localitate a cel puțin un asistent social cu normă întreagă implementat în perioada 2017-2020, îmbunătățirea reglementării statutului asistentului personal, introducerea beneficiarilor de măsuri de asistență socială ca și categorii prioritare pentru măsurile active de ocupare. Pot să vă spun că înainte am discutat cu colegii parlamentari, la fel aveți sprijinul dumnealor și va trebui să implicăm activ în tot ceea ce înseamnă modificare legislativă, deci puteți să vă bazați pe toți parlamentarii din județul Gorj. Și de asemenea, de săptămâna viitoare, așa cum am spus, trebuie să facem o treabă, alături de autorităților politice locale. În parte, vă mulțumesc pentru invitație și considerați-ne un partener în tot ceea ce întreprindeți pentru viitor. Vă mulțumesc! Informațiile diseminate în cadrul seminarului organizat la Târgu Jiu au fost foarte bine primite de către reprezentanții primăriilor gorjene, aceștia stabilind să se reîntâlnească în curând pentru a prezenta măsurile implementate la nivel local ca urmare a celor discutate la întâlnirea de joi.